al doilea oraș al Uzbekistanului și cea mai faimoasă citadelă din inima Asiei Centrale. Samarcand a fost vreme de secole capitala islamului luminat și moderat, un centru al derviștilor și sufiților, savanților, filozofilor, astronomilor, matematicienilor și medicilor din această parte a lumii. Astăzi, farmecul său a rămas, rezonanța cu vremurile de glorie regăsindu-se în fiecare colț de stradă și în orice clădire sau edificiu istoric splendid prezervat. Nu se cunoaște cu exactitate originea numelui său, cu rezonanțe care te trimit cu gândul spre stepe nesfârșite, arse de soare și cu cutreierate de caravanele drumului mătăsii. Unii istorici susțin că etimologia numelui vine din limba persană veche, unde Asmara înseamnă piatră, și din limba sogdiană, astăzi dispărută, unde Kand însemna fortificație, fortăreață. Vechile manuscrise arabe se refereau la el în termeni laudativi, precum nestemata răsăritului, iar europenii din Evul Mediu îl numeau respectos și umil târmul scolasticilor. Orașul este foarte vechi. Primele urme de așezări umane din perimetrul Samarcandului datează din epoca târzie a bronzului. A fost fondat încă din perioada pre-ahemenidă, între anii 650-550 înainte de Hristos. Cucerit în anul 329 înainte de Hristos de către Alexandru cel Mare, a primit numele de Marakanda, dat de greci. Orașul a trecut prin două faze succesive ale cuceririi elenistice. Prima prin Alexandru Macedon, a doua prin recucerirea întreprinsă de regele greco-bactrian Eucradis. În secolul 8 după Hristos, Samarcandul este cucerit de ofensiva arabilor și devine un important centru al culturii și civilizației musulmane. În paralel, orașul s-a dezvoltat foarte mult și din punct de vedere economic și comercial, fiind așezat într-o adevărată răscruce de lumi și civilizații. Mai mult, Samarcand era poziționat chiar pe ruta celebrului drum al mătăsii, care lega China de lumea din bazinul mediteranean. Steaua sa norocoasă a pălit sub norii negri a istoriei, undeva în anul 1220, când orașul a fost aproape complet distrus și jefuit de hoardele necruțătoare ale lui Genghis Khan. A înflorit iarăși sub conducerea hanului de tristă amintire, Tamerlan, care în anul 1369 îl proclamă capitala imperiului său. Declinul imperiului din secolul al XV-lea a dus la creșterea puterii triburilor uzbece nomade, care au cucerit orașul în 1500. Bucuria uzbecilor a durat până în anul 1784, moment în care puternicul emirat de Buhara își extinde stăpânirea asupra citadelei. Viața a continuat netulburată până la sosirea rușilor, al căror imperiu țarist se afla pe atunci în plină cucerire a spațiului central asiatic, viitorul loc pentru republicile sovietice.